jumătatea distanței dintre Deva și Sebeș, devin foarte puțin de la traseu, se ajunge în localitatea de baștină a marelui inginer, inventator și aviator român Aurel Vlaicu. Astăzi, puțin își mai aduc aminte de Binținți, așa cum se numea satul, în momentul în care aici se năștea unul din marile genii ale aeronauticii românești și mondiale. Practic, este imposibil ca, la intrarea în sat, să nu remarci monumentul dedicat lui Aurel Vlaicu, românul care a survolat pentru prima oară fruntariile țării, bucurându-și confrații și reînviind în ei spiritul patriotic. Într-o cinstire a memoriei celebrului fiu al satului, Binținți a fost rebotezat în anul 1926, primind numele de Aurel Vlaicu. Casa memorială Aurel Vlaicu era pavoazată ca de sărbătoare. Strada copilăriei lui Aurel Vlaicu. Tricolorul îmbrăca și gardul din dreptul bustului geniului erou. Lucrarea a fost dezvelită în anul 1933 la comemorarea a 20 de ani de la moartea pionierului aviației române. Bannerul se află fixat chiar pe unul din pereții casei în care s-a născut și a copilărit Aurel Vlaicu. Șopronul în care tânărul scormonitor și-a înghebat un mic atelier mecanic. Viitorul inginer și inventator aici și-a conceput primele mașinării vizionare. Dar să vizităm muzeul. În anul 1909, tânărul inginer uimește întreaga asistență în urma experimentelor reușite cu planorul său pe dealul Pemilor de lângă Orăștie. Sora sa de 4 ani, Valeria, avea să devină, prin participarea la aceste experimente, prima și cea mai tânără zburătoare din lume. Primește ajutor financiar și logistic din partea autorităților statului. Este construit avionul Vlaicu 1. Monoplanul este construit în atelierul Arsenalului Armatei. În timpul construirii avionului, având unele suspiciuni, Aurel Vlaicu nu a pus la dispoziție întreaga documentație, ci a prezentat-o pe secțiuni, în funcție de etapa de execuție la care se afla proiectul la momentul respectiv.
pilotul făcând primele rulaje de probă cu Vlaicu 1 pe câmpia Cotrocenilor. Meetingul s-a bucurat de un mare succes, atât la public, cât și în fața autorităților. S-au luat decizii importante pentru tânărul inventator și pilot român. Mașina de zburat, așa cum o putem admira vizitând casa memorială din satul natal al aviatorului român. Vlaicu 2, un aeroplan superior lui Vlaicu 1, a fost finalizat în mai puțin de 4 luni. Pe la mijlocul lunii aprilie 1911, era supus primelor probe de zbor. Cu acest avion, Vlaicu a participat la numeroase demonstrații aeriene prin toată țara, prima și cea mai importantă, din toate punctele de vedere, fiind cea de la Blaj, din vara anului 1911. După triumful de la Aspern, dând curs invitațiilor, inventatorul român a făcut un adevărat tur de forță, participând la mai multe demonstrații aviatice în toată țara.
În această vitrină este expus echipamentul de zbor al pilotului. Aurel Vlaicu mai avea foarte puțin de lucru la realizarea primelor două aeroplane Vlaicu 3, dintr-o posibilă comandă viitoare de 100 de bucăți pentru compania Marconi. Tragicul accident l-a împiedicat să-și vadă visurile împlinite și dintr-o alt fel de perspectivă, una de largă recunoaștere internațională, nu numai din punct de vedere tehnic, ci și al posibilităților de exploatare. În anul 1914, prietenii săi Giovanni Magnani și Constantin Silișteanu au finalizat construcția unuia din cele două exemplare aflate în lucru. Din păcate, autoritățile au acceptat efectuarea doar a câtorva probe de casă, interzicându-le pe cele de zbor. Oricum, este de remarcat o altă caracteristică a aeroplanului conceput de inginerul român. A fost primul avion din lume construit din metal. Doamna Mariana Bota, custodă de sală, a fost ghidul perfect pentru turistul curios și îndrăgostit încă din copilărie de Aurel Vlaicu și de amprenta cu care acesta a marcat istoria aviației române și mondiale. Parcurgând o distanță de aproximativ 500 de metri de la casa părintească, la sfatul doamnei Bota, am ajuns la școala primară în care a absolvit primele clase Aurel Vlaicu. Ca un fel de ironie sau lecție de viață, în vecinătatea școlii se găsește cimitirul, început și final de drum. Aici odihnesc Ana și Dumitru Vlaicu, părinții aviatorului român. Față în față cu ai părinților săi, se află locul de veci al lui Ion, fratele lui Aurel Vlaicu, și al familiei sale.